Ar trebui România să se pregătească pentru un număr, pentru un flux mare de refugiați în următoarea perioadă? Ar trebui să ne pregătim să luăm măsuri din timp pentru de regulă, acest lucru? De regulă, în urma unor conflicte armate, se întâmplă asta, da? Refugiați sunt, apar mulți refugiați care evident că nu vor fugi spre est, în Rusia sau Bielorus, ci vor veni probabil în partea asta, nu? România, Polonia, Ungaria și mai departe. Dar trebuie să fim. Până la urmă, România tot timpul a fost solidară în astfel de situații și noi am și asumat că ne pregătim din acest punct de vedere. Sigur, avem și noi o capacitate, da? Suntem și noi la un anume nivel din punct de vedere al disponibilităților, dar sigur, da. România va fi, din acest punct de vedere, un vecin bun, corect, să spun așa, pentru Ucraina.